gândească, eu sunt biserica. Eu n-am nevoie de biserică. Important este să-L primesc pe Domnul Iisus, să primesc viața cea nouă și pe urmă până la moarte să-L slujesc pe Dumnezeu. N-am nevoie de nimeni. Nimic mai fals, spune Pavel. Nimic mai fals. Niciun credincios nu este o insulă. Când te naști din nou, Hristos, prin Duhul Sfânt, te așează automat într-o colectivitate, într-o pluralitate, într-o mulțime, ești o celulă. Trupul nu este un singur mădular. Și sigur că am putea merge cu gândul acesta spre o teză de doctorat. Există frați care spun, bine, bine, eu sunt membru în Biserica Universală a lui Hristos. Care biserică, frate, universală? Că te îmbeți cu apă rece. În biserica nevăzută a lui, că astea sunt false toate, astea sunt denominații omenești, astea sunt grupări omenești. Eu sunt în biserica nevăzută. Și îl întreb, și când ești bolnav, care pastor nevăzut te vede? Și la care biserică îți dai tu obolul material în nevăzut? Niciunul dintre noi nu suntem o insulă. Când Dumnezeu ne mântuiește, ne așează într-un trup. Nu există o biserică într-un mădular. Nu există așa ceva. Adevărul este că nici nu trebuie să predici asta. Cei care se nasc din nou devin oi. Oile prin natura lor ce fac? Vin împreună. Dacă cineva nu simte nevoia să vină împreună, nu e oaie. Ce e? S-ar putea unii să fie țapi, dar aia răspundeți dumneavoastră. Oh, ce-aș predica din proverbe despre cele patru animale semețe. Am predicat eu odată pe aici, pe aproape. Impostorul, țapul, leul, calul și țapul, care se pălește fără să merite. Ce ispravă a făcut țapul? Dar are o înfățișare mândră. Solomon și proverbele lui. Principiul acesta al pluralității. Nu există credincioși singuri sau singuratici. E un nonsens. Ești o celulă așezată într-un trup, trebuie să cauți trupul, trebuie să te integrezi în trup și trebuie să simți că acolo e locul tău. Acolo e locul tău. Eram în Los Angeles, biserica noastră se aducea într-un garaj. Lucram și noi pe apucate cum puteam lucra, unul dintre noi lucra în comerț și lucra și duminica. Și se termina serviciul de la prânz și în pauza de la serviciu fugea repede cu mașina, ajungea la noi când eu spuneam aminu. Și spuneam, ce cauți Emil aici? Ți-am venit să vă văd. Am o jumătate de oră și nu vreau să treacă duminica fără să-i văd pe frață, vă iubesc. Zic, bine, ai venit la partea cea mai frumoasă a serviciului divin. Întâlnirea din curte. Întrebați pe tineri ăștia, că dacă nu e cea mai frumoasă parte a serviciului divin. Părtășia de după biserică face parte din viața bisericii. Nu credeți că nu. Și Emil venea măcar o jumătate de oră să ne vadă, să ne strângă în brațe. Nu poți să fii în biserica lui Hristos și să nu simți dorința de a fi cu ceilalți. Nu există. Hristos vrea să stea împreună. Hristos vrea să stea împreună. Al doilea principiu, și trec repede prin el, este principiul dependenței. La primul principiu, ești vinovat dacă nu te duci. La al doilea principiu, ești vinovat dacă nu-ți dai seama că ai nevoie de ceilalți, că ești dependent. La primul principiu este cam așa. Biserica e păgubită de absența ta. Tu ești strict necesar bisericii. Dumnezeu te-a așezat prin Hristos în Duhul Sfânt exact în locul în care ceilalți au nevoie de tine. Biserica are nevoie de tine. Dacă lipsești, îi păgubești pe frați. Ce frate, ce să-mi eu, fiecare cu viața lui, fiecare cu... Ce am eu cu familia lui, ce am eu cu baba lui, ce am eu cu copilul lui, ce mă bag eu în... Eu ca o răbioară, vin, iau hrana și mă duc acasă. Vin târziu, plec de vreme, nu supăr pe nimeni, nu vreau să fiu un comitet, eu stau singurel acolo. Nu e adevărat. Orice membru din acesta păgubește biserica. Biserica are nevoie de el. El se eschivează, șomează, demisionează de la o lucrare pe care în biserica aceea numai el o poate face. Pentru că de aceea l-a așezat Dumnezeu în trup, l-a așezat să fie ochi și trupul acela este chior dacă el nu este acolo. L-a lăsat să fie picior și biserica aia este șchioapă dacă el nu este acolo. L-a lăsat să fie mână și biserica aceea e ciungă dacă el nu este acolo.
Biserica are nevoie de tine, nu te izola. Trebuie să fii acolo. Al doilea principiu este acesta al dependenței. Auziți, Pavel începe și face ironii. Nu vă supărați, câteodată fac ironie. Pavel e de vină. Așa ironizează pe oamenii aceștia și spune, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Ha? Dacă tot auzul, dacă ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, principiul dependenței. N-am nevoie de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Sigur că timpul nostru trece, se pot face diplome de doctorat și lucrări de teologie. România au un proverb frumos, unde nu-i cap, vedeți, e o dependență. E o dependență. Când eram în România, Dumnezeu n-a dat la toți oamenii mașini Dacia. La ăia lanții nu le-a dat nimic. Dar unii aveau Dacia. Pentru că Dumnezeu vroia ca bisericile să facă misiune la sate. Să meargă din orașe în zone unde nu existau biserici. Și trebuia să ajunge acolo cu Dacia. Și am avut frați care s-au rugat Domnului că dacă vor câștiga la cec, că aveau caiete de alea de cec cu câștiguri în mașini, vor pune mașina în slujba Domnului. Ai și mașina, dar tare era frumoasă să o bagi în toate noroaiele alea. Și Dumnezeu îi rânduise să fie în trupul lui pe postul de picioare și ei să transporte pe fratele păstor, pe evanghelist, pe tineri. El trebuia să fie picior. Și tare mult s-a bucurat fratele când Ceaușescu a dat o lege că nu poți să circuri în anumite biserici decât cu număr par și în unele. Au zis, măcar una din două, fraților, eu aș vrea, dar Ceaușescu nu mă lasă. După care au trecut la un alt pas și au zis, am promis că o închin mașina Domnului, dar nu mă lasă Doamna. Este principiul acesta al dependenței, este stânjenitor. V-ați gândit vreodată că frații care sunt chemați aici să viseze, să proiecteze, să facă planuri, misiuni, campanii de evangelizare, depind de banii care sunt în buzunarele dumneavoastră. Petrică Lascău, penticostalul, prietenul meu obișnuiește să spună, Dumnezeu nu are probleme cu banii. Are bani, tot aurul și argintul pământului al cui este. Și măgarii celor 2000 de hills, de dealuri sale Domnului. Zice, Dumnezeu nu are probleme cu... Singura problemă este că își ține banii la noi. Este înjenitor, vă rog să mă credeți, să vă vorbesc de pe poziția unui păstor, să trebuiască să te milogești de frat, să-ți dea un ban să faci lucrarea Domnului. Este o stânjenitoare și rușinoasă dependență. Sunt oameni duhovnicești, oameni dăruiți de Dumnezeu, oameni care ar provoca